Laserul pare a fi tehnologia minune în medicina estetică. Cum funcționează mai concret și câte tipuri de laser există pentru tratamentele estetice? Practic, în medicina estetică și în dermatologie în general, laser înseamnă o categorie foarte largă de echipamente care cuprinde între 10 și 15 echipamente separate. Unele sunt puse pe câte o platformă comună, deci există platforme de laser cu câte 5-6 tipuri de laser pe aceeași platformă, altele sunt individuale, deci un laser care face numai un anumit tratament. Practic, ideea în ultimii ani în medicina estetică este că tipurile astea noi de laser reușesc să-și atingă ținta trecând prin piele fără să o ardă. Și atunci îți trebuie o lumină de o anumită lungime de undă pentru vase, dacă vrei să tratezi cu peroză, pete roșii, angioame, tumori vasculare, îți trebuie altă lungime de undă dacă vrei să tratezi pigment, cicatrici pigmentare de acnee, pete, pistrui, melasmă și așa mai departe. Lista poate să meargă până la 10-15 tipuri de emisii separate. Acum 20 de ani, când am făcut eu primii pași în dermatologie, singurele lasere erau laserele de ars, acele lasere CO2 ale copilăriei noastre, în care pasajul cu laser îți vaporiza leziunea, cu tot cu ce se afla deasupra și de desubtul ei. Această tehnologie face însă, pe de-o parte, ca prețurile tratamentelor să crească, pentru că și aceste echipamente sunt din ce în ce mai scumpe, și în al doilea rând, principala provocare acum nu este efectul, ci lipsa de efect pe structurile din jur, adică, pe scurt, minimizarea riscurilor și a efectelor adverse induse de tratamente. Atunci, la ce să se aștepte pacienții ca urmări, ca, nu știu, durere, semne, în urma unor ședințe cu astfel de tratamente care înțeleg că sunt non-invazive? Tratamentele... Și cam în cât timp se recuperează? Tratamentele sunt non-invazive dacă sunt corect aplicate. Deci, în primul rând, pacienții trebuie să se aștepte la minimum de riscuri și de probleme dacă se adresează unor medici și unor centre medicale serioase, pentru că există la Carrefour și lasere pentru acasă, așa numitele lasere de epilare, care practic cuprind o sursă de lumină și niște baterii pe care orice om poate să și le cumpere și atunci emisia de lumină pe care o scoate un astfel de device este foarte mică, astfel încât să nu existe necazuri prea mari. Un laser medical adevărat care tratează o leziune este un laser care are și un potențial agresiv. Practic, puțin faci, puțin obții. Mult faci, mult obții. Dar ca lucrurile să se desfășoare bine, trebuie să ai grijă, repet, să te adresezi unui centru medical serios. Nu există accidente decât absolut ocazional dacă se respectă condițiile de lucru. Și condițiile de lucru presupun ca medicul să aleagă corect zona tratată, în sensul că există zone mai fragile și zone mai rezistente, să aleagă corect tipul de piele tratată, pentru că dacă ne adresăm tipurilor de la 4 în sus, 4 înseamnă indian, 5 mulatru, 6 negru african, deci într-un fel lucrez cu fototip foarte închis, într-un fel lucrez cu fototip deschis, deci cu piele blondă sau nebronzată, și în al treilea rând să aleagă echipamentul și lungimea de undă pentru ținta noastră, pentru că vom alege un fel de tratament, un fel de laser pentru cicatrici, altul pentru vergeturi, altul pentru păr și așa mai departe. Lista poate să meargă la nesfârșit. Practic, cuvântul laser înseamnă o magie care include o pasă cu ceva care nu-ți face niciun rău, dar îți curăță tot ceea ce ai tu pe piele nedorit la momentul respectiv. Lucrurile nu sunt așa de simple, dar pot fi spectaculoase cu puțină grijă, astfel încât în condiții normale
Pacientul nu trebuie să se aștepte la nimic rău. Singura rugăminte care rămâne însă majoră și absolută după toate tipurile de lasere este fotoprotecția. Deci, practic, după un tratament cu laserul, timp de o lună de zile, nu putem să expunem pielea lucrată la solar, la soare, în vacanțe exotice și așa mai departe. În al doilea rând, în general, după mai toate tipurile de lasere, nu e voie să facem aburi pe zonă în ziua respectivă, deci să facem băi fierbinți, saune sau alte agresiuni cutanate. Altfel, exceptând câteva lasere foarte agresive pentru cicatrici foarte profunde sau pentru probleme foarte grave, nu avem nevoie de alte precauții și nu trebuie să ne așteptăm la altceva decât ca pielea să fie roșie după tratament, o perioadă de timp cuprinsă între 20 de minute și 2 ore, iar pentru cele mai agresive este posibil ca o perioadă de câteva zile pielea să se descoameze sau acolo unde lucrăm pigment, deci unde lucrăm pete, melasmă și așa mai departe, petele să se închidă aparent la culoare 7-10 zile înainte de a dispărea. În cazul ridurilor, este recomandat tratamentul cu laser? Este mai eficient decât alt tratament din medicina estetică? Nu. În mod real, în cazul ridurilor, practic depinde de tipul de riduri. Dacă vrem să îmbunătățim o textură cutanată, bineînțeles că nu putem face un punct de injectare pe fiecare milimetru de piele. Deci dacă este o piele abuzată de solar sau de ultraviolete, dacă e o piele îmbătrânită, dacă este o piele pe o persoană care a intrat la menopauză, bineînțeles că n-o să folosim injecții, o să folosim tratamente cu laser. De asemenea, dacă pielea este doar deșirată și deshidratată, o să folosim tratamente cu laser. Deci, tratamentul cu laser, practic, este un tratament de regenerare naturală, fiziologică. El produce stimularea propriului colagen. El nu poate înlocui ceea ce s-a rupt sau s-a pierdut 100%. Și atunci există două variante de tratament. Dacă persoana este tânără sau calitatea pielii ei este bună și prezintă doar riduri de expresie, se tratează injectabil, țintit pe zonele pe care pielea a acutat înainte de vreme. Dacă persoana este în vârstă sau are anumite condiții care au făcut ca pielea în general pe fața ei să se degradeze, atunci se fac întâi sesiuni de laser până se obține o regenerare și pielea ajunge uniformă și elastică, după care, dacă mai rămân câteva riduri de expresie, ele se injectează. Laserul are marele beneficiu, chiar și cel mai agresiv dintre toate și cel aprobat de FDA special pentru riduri, are marele beneficiu de a lucra zone întinse. Deci pot să lucrez toată fața, tot gâtul, tot decolteul pacientei, lucru pe care nu-l pot face cu botox sau cu alte tipuri de injectabile. În cazul vergeturilor, multe femei se întreabă cam în câte ședințe ar putea să scape de vergeturile de după naștere, în medie. Dacă vergeturile sunt roșii crude, deci dacă au apărut hormonal, practic, indiferent că au apărut după naștere, după diete sau pur și simplu odată cu pubertatea sau cu anumite tratamente, vergeturile se duc 100%. Deci ceea ce se lucrează pe vergetura roșie, pe lângă faptul că are marele avantaj că lucrurile merg repede, bine, repede în estetică înseamnă câteva luni, să fie foarte clar, dar în câteva luni ele dispar cu totul. Dacă vergeturile sunt vechi, sunt albe sau au apărut gata albe, atunci nu mai vorbim de dispariția lor, ci doar de ameliorarea acestora. Pe o vergetură albă o să obții ameliorări în 2-3 luni cu tratamente la 3-4 săptămâni, după care, dacă
mai este nevoie, pot să continui doar pe zonele restante, adică nu toate răspund în același grad, pentru că nu toate zonele de piele au aceeași grosime și aceeași ruptură. În fapt, vergeturile albe sunt o provocare grea. Vergeturile roșii sunt provocarea facilă în ceea ce privește medicina estetică și de aceea încerc să educ pacientele ca în momentul în care au născut să lase prejudecățile că trebuie să termine de alăptat sau că trebuie să se strângă burta sau mai știu eu ce și să vină atâta timp cât vergetura este roșie. Dacă este roșie, este un noroc și pentru pacient și pentru medic, o să-i meargă bine, relativ ieftin pentru că o să terminăm mai repede cu ea și într-o mare siguranță, pentru că în general o persoană care a născut de 3 săptămâni nu se duce nici la soare, nici la solar. Cum acționează tratamentul cu laser în cazul celulitei și a remodelării corporale? La ce rezultate se poate ajunge? Tratamentele cu laser pe remodelare corporală sunt pe două categorii, de fapt, care n-au nicio legătură una cu alta. Laser, v-am spus, este o denumire generică a unei grămezi întregi de echipamente medicale. Există laserele propriu-zise de lipoliză, adică niște lasere care topesc grăsime. Acestea se introduc, practic, sub piele, cu o sondă și distrug grăsimea așa cum am face, să spunem, o liposucție, doar că zona este mult mai finuță și poți să intri pe zone mult mai fine. Nu trebuie să ai neapărat o cantitate foarte mare de grăsime. Din acest motiv, în general, aceste lasere se folosesc mai mult pe corecții. Deci după operații vechi, mai puțin reușite sau persoane care n-au avut grijă de dieta lor în urma unor operații de liposucție anterioare clasice. Laserele de modelare propriu-zisă, practic, sunt niște echipamente de radiofrecvență. Aceste echipamente de radiofrecvență întind pielea și tratează celulita prin faptul că pielea își capătă tonicitate și se întinde așa cum întindem un cerceaf pe pat. Ele nu modifică, în fapt, panicul adipos. Deci nu sunt o cură de slăbire, nu înlocuiesc dietele, nu înlocuiesc sportul. Iar, în general, tratamentele, așa zis, laser pentru celulită, sunt niște echipamente complexe. Adică ele au și laser, au și radiofrecvență, au și diodă, au și vacuum, au și role, astfel încât acționarea sinergică să-ți permită efecte pe o suprafață mare. Pentru că, în general, bineînțeles că nu ne folosim decât de laser, diodă și radiofrecvență simplă dacă vrem să întindem sau să liftăm o zonă mică. De exemplu, zona arcului mandibular. Nu avem nevoie de masaje, de pompe, de altceva în plus. Dar dacă vrem să lucrăm o coapsă întreagă, care are și celulită, și apă, și grăsime, și piele lăsată și așa mai departe, nu poți să vii cu 5 feluri de echipamente în 5 ore de tratament, astfel încât pacientul tău să nu se mai ocupe cu altceva decât cu celulita. Nu se poate. Și atunci, în general, tehnologia a avansat foarte mult și permite, cum este Vela, de exemplu, un singur echipament cu 5 pași în același tratament. Adică el îți face și laser, și radiofrecvență, și vacuum, și masaj, astfel încât să ai rezultate în 40 de minute. Sunt permanente cumva rezultatele sau după o anumită perioadă, dacă pacienta nu are grijă în toate recomandările care se fac, celulita poate reveni? Sau? Celulita revine cu siguranță. În sensul că celulita este o problemă complexă care are o multitudine de factori favorizanți, care are niște condiții predispozante pe care apare și care nu numai că
tendința naturală a omului este ca zonele lui să se deterioreze, așa cum ni se întâmplă și cu pielea și cu mușchii și cu oasele și cu toate odată cu înaintarea în vârstă, mai depinde foarte mult și de factori exogeni, de exemplu, curele de contraceptive, sarcinile, modificările de metabolism, alimentația bogată în hormon și în alte probleme de genul ăsta, pot crea condiții favorizante și din acest motiv noi în tratamentele celulitei recomandăm întrețineri lunare. Deci nu mă duc la tratamentul pentru celulită în luna iunie, mă duc în luna iulie la mare și niciodată în viața mea nu o să mai fac celulită. Așa ceva nu există. Trebuie să mă duc la tratamente începând cu luna martie și odată pe lună după ce am terminat curele de tratament, pentru că ședințele sunt între 6 și 12. Nu e o prezentare și am rezolvat celulita. După aceea, odată pe lună, trebuie să o întrețin.